Salutare, prieteni! Bă, cum puteți vedea, astăzi e zi mare, astăzi e zi de tatuat. Astăzi e zi de tatuat și cu prețurile foarte mari, până Cluj, până chestii, am decis să optăm pentru o variantă mai ieftină și am ajuns nu altfel decât în Câmpia, în Câmpia Turzii. Cum puteți vedea aici, magazinele de vopsea, Nino s-au deschis ca să luăm vopsea, ca să putem să băgăm în piele. Aici e ca în vestul sălbatic în Texas. Câinii latră. Și acum să vedem, așteptăm să vedem dacă vine omul. Bineînțeles, aici studiourile de tatuat nu cu reclame, cu din aia, direct acasă la om. Acasă la om, te tatuează în bucătărie. La două tatuaje făcute, ai și o omletă. Asta e dricul de la Câmpia, asta e dricul de la Câmpia. Ăsta se transportă. Am ajuns și unde are loc magia, domnilor. Uitați numai. Uitați capodoperă. Uitați-l pe Zeus. Atlas. Atlas. No, uitați cum arată, vă dați seama câtă dietă a făcut ăsta să arate așa. S-a antrenat cu Zeus în Olimp. Zeus îi dădea bara. Aici nu, a fost mai greu de ales că cum prietenul meu are problema aici cu genunchiul, cu rotula, ăsta e de susținere. Ca să-i susțină genunchiul și rotula. Am interdicție pe rotula. El, nu, capodopera e luată, tătui bine, tătui făcut, acum eu urmez și trebuie să mă gândesc ce să îmi aleg să-mi fac. Cred că îmi fac un din ăla, un șerpe care mușcă din sabie, sau niște mai, zaruri, o sirenă, sau mai maimuță. Tot din aia arsă din Australia. Ce să zic? Foarte bună experiență. Mă, astăzi cum am terminat acolo cu tatuajul, cu ăsta, cu toate, direct n-am mai stat, am ajuns acasă, că drumul a fost lung. Am ajuns acasă și direct m-am culcat, că acum am intrat la lucru. Acum am intrat la lucru în seara asta și ce vrem să zic așa, fără nicio glumă, fără nimic. Așa când vă gândiți încă să vă faceți un tatuaj sau ceva, să vă puneți mână, să vă gândiți foarte bine, să vă gândiți ce, să vă gândiți de, nu de două ori, prima dată să vă gândiți foarte bine, să vă puneți ideea aia în minte, ce vreți să faceți, pentru că trebuie să însemne ceva tatuajul ăla. Să însemne ceva, nu că să faci ceva pe un moment, că e la modă, că nu știu ce. Înțelegi? Trebuie să-ți faci tu o idee, să o legi, cum am eu, deci și la mine, fiecare tatuaj, fiecare semnifică ceva, tătul să leagă cu cea mai sus, deci nimic nu-i făcut, că nu, și eu l-am gândit foarte bine înainte să mi-l fac, dar asta o să fac și eu un videoclip în care să povestesc și să vă gândiți foarte bine, pentru că e ceva care e permanent și care să vă gândiți că, mă, cu chestia asta și la 50 de ani, și la 60 de ani, dacă, bineînțeles, mâncăm sănătos și nu ne răpune corona până atunci, să știți că și atunci o să-l aveți și, nu, no, dați seama că ați văzut și voi cum îs aia ce-a făcut, nu știu eu, pușcărie, cum au puncte pe aici, cum au inimi, săgeți pe ei și, nu, no, că se vede lumea că, nu, no, ăsta cum, ăsta ce, deci să fiți foarte, foarte atenți. Ce să, seara asta am ajuns la club, să vedem dacă o să fie ceva lume, până atunci stăm, bem aici un pahar, masa de seară, un pahar de fresh de portocale, și ce să zic, prieteni, ne auzăm pe mâine, v-am pupat, seară frumoasă!